Ok, titlul ăsta e clickbait. E total greșit, dar asta discutăm puțin mai târziu. Deocamdată vreau să vorbim despre cum am reușit să fac să meargă un tren într-un joc video, fără să-l controlez eu, pentru o amărâtă de competiție și cum am eșuat, într-un fel. Ca și introducere, trebuie să știi că sunt un mare fan al trenurilor. Mi-a plăcut de când sunt mic să mă urc într-unul, având ca scop doar călătoria. O mare parte din copilăria mea a fost să împing niște trenulețe peste podeaua acoperită cu șine de lemn. Hobby-ul ăsta a dispărut cu timpul și cu el iubirea pentru trenuri, până noiembrie anul trecut, când mi-am cumpărat Train Simulator 2019 și Train Sim World. Pe mine, ca și pasionat, nu mă plictisește să văd același tren pe aceeași rută cu aceleași persoane și să fac aceleași mișcări repetitive din nou și din nou și din nou și din nou, dar înțeleg că anumitor persoane li se pare monoton ceea ce fac. Și așa mi-a venit ideea acestui videoclip. Motivația adevărată a fost însă challenge-ul ăsta care arată foarte superficial făcut, dar eu am fost pregătit să-mi pierd timpul. Oricum n-am nimic de pierdut. În challenge am înțeles că trebuie să călătorești 8 milioane de metri în joc. Prea simplu pentru mine. Primul pas a fost să caut o rută din joc pe care aș putea să călătoresc cea mai lungă distanță într-un interval cât mai scurt de timp. Asta ar însemna că ruta ideală nu are prea multe opriri. Singurul tren intercity ca lumea din joc e cel de la London Paddington la Reading. În mai puțin de o jumătate de oră parcurgi 35 de mile. By the way, aș fi putut seta jocul și cu unități de măsură metrice, dar mi-a fost importantă și autenticitatea experienței englezești. Pe ruta asta, operată de Great Western Railway, e folosită garnitura clasei 43 și deși anul de construcție a locomotivei e 1975, viteza maximă de serviciu e 125 de mile pe oră, ceea ce e numai bine. Bun, și acum te rog să iei loc pe scaun, că urmează... Învățăm să conducem un tren, cu Martin Reformatorul. O să te găsești într-o cabină cu o groază de butoane de care habar nu ai ce fac. Adevărul e că nu o să ai nevoie de majoritatea. De ce ai nevoie deocamdată e cheia principală. Aceasta deblochează cam toate manetele și butoanele. Următorul pas este să stabilești direcția de mișcare folosind reversorul. Acest pas e foarte important, fiindcă nu vrei să pleci de pe loc în direcția greșită. După ce au urcat călătorii și ai închis cumva, nici eu nu știu cum, ușile, poți să retragi frâna trenului, respectiv frâna de mână dacă nu e retrasă încă. Apoi îi dai bice puțin cu regulatorul ca să pleci de pe loc. Pe acesta îl tragi doar încet spre tine ca să accelerezi ușurel. Acceleratul și frânatul trebuie să fie din timp și cât mai de nesimțit. Când ai atins limita de viteză, poți lăsa de regulator. Inițial, trenul își va menține viteza, dar fiindcă inerția e un concept nerealist, trenul va încetini inevitabil. Așa că accelerezi din nou și când te apropii de viteza maximă, te gândești că nu mai are rost să lași complet de regulator, ci îl ajustezi cumva cum crezi tu că îți va menține viteza, dar când vezi pe vitezometru că viteza nu e menținută deloc, încerci să o atingi tu, dar cu mare grijă, fiindcă nu vrei să treci nici un pic peste limită, fiindcă ești un perfecționist idiot fără vreun rost în lumea asta. This is so sad. Data viitoare când mergi cu trenul, gândește-te că în cabina mecanicului are loc o luptă. Adaugă în calcul și faptul că trenul urcă sau coboară la pantă câteodată, ceea ce îți strică din nou planurile de a menține viteza aia dulce. Bine, adevărul e că mecanicului probabil că nu-i pasă dacă trece puțin peste limită sau dacă nu exploatează 100% din capacitățile infrastructurii. Cel mai mare stres al lui, deși de cele mai multe ori nu depinde de el, e să ajungă la timp. Ok, acum că am înțeles cum se conduce un tren, mă gândesc că îți dai seama cum se frânează, nu poate fi așa greu. Se pune întrebarea, cum îl înveți pe calculator să conducă trenul? M-am gândit că în principiu calculatorul trebuie doar să repete mișcările mele, fiindcă pe parcursul rutei din joc nu prea variază nimic. Nu ți apare niciun om în fața trenului pentru care ar trebui să frânezi sau nu se schimbă semnalele dintr-o dată fiindcă s-a blocat un marfar pe linia ta. Deci m-am decis să creez un macro, deoarece nu am posibilitatea de a crea un sistem neuronal care învață de el singur. Cel mai des întâlnit sens al cuvântului macro se referă la o regulă sau un set de reguli după care se transformă un proces format din mai mulți pași într-un proces cu doar unul singur.
De exemplu, când scrii un mesaj, trebuie să apeși pe fiecare tastă în parte ca să poți forma cuvinte. Având un macro, apeși doar pe un buton care îl activează, iar el îți scrie ce i-ai spus în acel set de reguli. Avantajul macroului e că el poate îndeplini sarcina aproape instant, spre deosebire de om, care e limitat de viteza degetelor. Deci un macro este eficient pentru sarcini repetitive și simple din cauza vitezei și pentru că îți permite să faci altceva în timp ce el lucră. Totuși e important câteodată ca macroul să nu fie executat instant, că de exemplu într-un joc sunt și momente în care trebuie să aștepți. Programul pe care l-am folosit pentru a crea macroul se numește Macro Recorder. L-am folosit în trecut la jocuri mai simple ca Train Station. Programul are mai multe funcțiuni. Butonul de record, adică sunt înregistrate toate secvențele de intrare ale mouse-ului și ale tastaturii și le afișează sub formă de click-uri, traiectorii ale cursorului, intervale de așteptare și butoane apăsate sau poate aștepta o culoare specificată al unui pixel. Aceasta e foarte utilă, deoarece câteodată nu e sigur cât timp trebuie să treacă până macroul poate trece la următorul pas. Evident că următorul pas pentru mine ar fi fost să înregistrez un macro în timp ce manevrez trenul, dar aici a apărut prima problemă. Eu eram învățat până atunci să acționez manetele și butoanele cu mouse-ul. După primele încercări să înregistrez, mi-am dat seama că mișcările cursorului erau foarte nefiabile și nesigure. Zonele în care trebuie să ajungă cursorul sunt foarte mici și deci nu-ți poți permite să ai erori, adică dacă mouse-ul nu ajunge maneta, atunci nu poate acționa. Fiindcă înregistrările mouse-ului nu sunt 100% acurate, risc să pierd tot macroul, deoarece odată neglijat, cursorul nu mai poate îndeplini sarcinile indicate. Nu poți termina nivelul când camera ta e în pământ sau ceva. Deci am uitat de mouse și am încercat să învăț toate controlele pe tastatură. După ce mi-am dovedit că e posibil să conduci trenul exclusiv cu tastatura, am început să scriu un macro. Primul lucru pe care îl faci după ce ai luat loc pe scaun e să faci trenul gata de plecare. Am scris macroul astfel încât să fie apăsate tastele cu care deblochezi cheia principală, stabilești direcția de deplasare și încui ușile vagoanelor. Cu frâna lăsată poți pleca de pe loc, dar ținând cont de o regulă de bază. Acceleratul și frânatul trebuie să fie gentile, în realitate pentru confortul călătorilor, iar în joc pentru a nu include prea multe ajustări de care nu ai nevoie. De pildă aici, gara London Paddington impune o limită de viteză de 40 de mile pe oră. În cazul macroului, dacă aș accelera cât mai repede până la viteza de 40, ar trebui să ghicesc punctul în care trebuie să mă opresc din accelerat, dar dacă accelerez încet și ajung până la 40 aproximativ când se anulează restricția de viteză, nu trebuie decât să încerc cele 5 nivele de accelerare. Am ajuns la concluzia că cel de al doilea nivel e cel optim. Pentru a determina când pot accelera complet, am cronometrat după cât timp trec de semnul care indică anularea restricției de viteză. Deci după 300 de secunde pot da tot ce am. Abia după încă 310 secunde ating viteza maximă de serviciu, dar înainte să vă prezint soluția mea pentru problema cu menținutul vitezei, vreau să vorbesc despre titlul acestui videoclip. La prima vedere nu pare greșit, adică eu chiar fac ca un program să controleze trenul din joc. Dar de fapt terminologia e greșită. Pentru mine, inteligența artificială are de făcut cu capacitatea unui calculator de a fi creativ, de a gândi abstract sau de a analiza chestiuni într-un context. Acesta clar nu e cazul la mine, deoarece programul meu nu are trăsături de inteligență umană. O ramură a inteligenței artificiale este învățarea automată. Aici se urmărește să se creeze programe capabile de generalizare pe baza unor exemple. Programul meu nu folosește nici învățarea automată, fiindcă nu încearcă să conducă trenul cumva și eu îi spun dacă a condus bine sau nu, schimbând algoritmul pe baza căruia funcționează. Macroul meu de fapt se bazează pe niciuna dintre cele două. Programul meu acționează după un set de reguli și nu învață prin încercări sau gândește de unul singur. Totuși mi s-a părut important să vorbesc despre asta, deoarece acești termeni sunt încurcați foarte des, mai ales de YouTuberul CodeBallet, care sunt convins că știe care e diferența dintre inteligența artificială și învățarea automată, dar tot le folosește greșit pentru clickbait. CodeBallet face conținut asemănător cu videoclipul ăsta. Deci să ne înțelegem, toată gândirea pentru a controla trenul a fost făcută de mine și nu de ceva inteligența artificială, ceea ce, sincer să fiu, aș fi preferat. Dar acum înapoi la încercările mele eșuate de a explica cum am făcut macroul să mențină viteza trenului.
Întâi, ia întreabă-te tu un pic. Cum își dă seama un program când să mențină viteza? Apoi e logic, atunci când atinge viteza dorită. Nu, și asta de unde știe? De la vitezometru, ca și un mecanic real. Programul meu nu poate citi valoarea vitezometrului sau are acces la informații în spatele jocului. Mai înainte am spus că programul meu, Macro Recorder, are și funcțiunea de a aștepta culoarea unui pixel. Asta mă poate ajuta. Din fericire, jocul mi-a ușurat munca, deoarece atunci când treci peste limită, valoarea vitezei își va schimba culoarea. Perfect! Așa îi pot spune programului să aștepte culoarea galbenă acolo unde e afișată viteza și când trec peste limită, macroul oprește trenul din accelerat. Apoi am inserat o perioadă de timp inactivă, inițial de 18.000 de milisecunde, iar apoi de 180.000 de milisecunde, fiindcă trenul putea merge mult fără să accelerez. După aceea am accelerat din nou până să detecteze programul culoarea galbenă și am repetat acest ciclu de 5 ori până când am fost foarte aproape de punctul din care ar fi trebuit să încep să frânez. Nu știam exact punctul și deci aveam din nou nevoie de un pixel după care puteam frâna de fiecare dată la fel. Din nou am avut foarte mult noroc, fiindcă jocul îmi indica distanța până în locul în care trebuie să mă opresc. Mie mi se pare amuzant cum fac să depindă siguranța a foarte multor călători de niște pixeli care își schimbă culoarea. Un mecanic în realitate trebuie să fie mult mai conștient de împrejurul lui. El nu își ia informațiile de la niște pixeli, ci din 5 locuri. Cunoștința personală despre rută, reguli de bază, cât și limite de viteză, găsite într-un livret de mers, buletinul de avizare a restricțiilor, semnele de circulație și comunicarea prin căști cu alți angajați. Dar ce contează viețile oamenilor într-un joc video? Am dreptate. Păi contează pentru mine acum în sensul că trebuie să calculez cumva când să încep să frânez. Trebuie să frânez din timp, fiindcă un trenuleț de 260 de tone nu se oprește așa repede. Pe scurt, 20 de secunde după ce apare indicatorul digital pe ecran că am voie să merg cu 95 de mile pe oră, frânez, până ce macroul meu vede 2 pixeli care fac parte din numărul 47. Deci cu aproximativ 45 de mile pe oră mă apropii de gară. Având viteza corectă cât de cât stabilită, trebuie doar să decid și distanța când să frânez din nou ca să ajung într-un final în același punct de fiecare dată. Cele mai bune rezultate le primeam atunci când frânam după ce jocul îmi arăta că mai sunt 0,9 mile până în stație. După ce m-am oprit, am folosit din nou tehnica aceea cu identificarea pixelilor pentru a deschide ușile. Nivelul este completat doar după ce ai și închis ușile. Și uite așa a condus programul meu un tren din London Paddington până la Reading, fără să mă ating de tastatură. Dar nu acesta a fost scopul, ci să călătoresc 8 milioane de metri, adică 5.000 de mile. Singurul lucru ce mai era acum de făcut a fost să repet toate comenzile astea de cât mai multe ori. Trebuie să luați în considerare faptul că fiecare încercare m-a costat cam 30 de minute. De fiecare dată când mergea ceva prost, trebuia să încep nivelul de la început și să sper că următoarea încercare va fi de succes. Deci am început să rulez jocul peste noapte ca să nu pierd din timpul pe care îl petreceam la calculator ziua. În prima noapte, am uitat să opresc boxele de la laptop. Dacă aș fi apăsat pe orice tastă, macroul s-ar fi anulat și aș fi trebuit să încep de la început, deci am adormit cu sunetul trenului pe fundal. Și trebuie să vă spun că e cel mai confortabil sentiment să cazi într-o stare de transă pe un tren de noapte. Vai, sau și mecanicul stă foarte comod acolo singur în cabina lui. Nu pot spune că nu are nicio grijă, dar mă gândesc că tot savurează distanța față de alte persoane sau pur și simplu calea ferată din fața lui. Poate că văd doar partea meditativă a acelei meserii. Că nu pot spune despre orice șofer de tir că e fericit doar fiindcă are o cabină cozy. Dar tot e un plus. Dimineața m-am trezit cu desktopul în față. Aparent, jocul mi-a dat crash la un moment dat. Am repornit jocul și am continuat. L-am lăsat să meargă toată ziua și noaptea pentru următoarele zile. Totul mergea bine, aveam deja peste 2100 de mile. Acest gând m-a făcut să-mi recapăt speranța. Poate că chiar era posibil să călătoresc 8 milioane de metri în 5 zile. Poate că toată munca asta și toate explicațiile n-au fost degeaba. Au fost degeaba, am citit greșit. E un challenge de 4 miliarde de metri pentru întreaga comunitate. Nu mi-am dat seama tot timpul ăsta. O dată am ținut minte greșit și mi s-au dus toate calculele pe apa sâmbetei. Păi, ce să faci? Oamenii mai fac greșeli.
Totuși am realizat ceva. Am făcut un program să conducă un tren dintr-un joc video fără să fie nevoie de prezența mea. Competiția n-a mai câștigat-o, fiindcă Dovetale Games și-au supraestimat jucătorii. Mă gândesc că două treimi din cei care și-au cumpărat jocul nici nu știau de chestia asta. Eu tot o să mă distrez cu programul meu și dacă realizarea mea nu a avut foarte mult rost. Dacă n-ai succes la ceva, ia-o ca pe un exercițiu. Așa e și cu canalul meu dacă stau să mă gândesc. No bun, ne vedem în următorul videoclip când mă duc în UK și îi propun la Ministerul Transporturilor să-mi folosească programul.